Investițiile în copii și tinerii din municipiul Hunedoara continuă. De data aceasta este vorba despre proiectul intitulat Cred în Hunedoara, care se va concretiza în dotarea fiecărei săli de clasă ori grupă de grădiniță cu echipamente IT, precum table interactive, calculatoare, videoproiectoare sau imprimante. Totodată vor fi dotate cu echipamente adecvate mai multe laboratoare, săli de sport ori cabinete medicale școlare. Valoarea proiectului este de 4 milioane de euro. Primăria municipiului Hunedoara a reușit să obțină prin PNRR finanțarea necesară pentru a dota sălile de clasă și cele de la grădinițe cu echipamente IT. Datorită acestei finanțări, 304 săli de clasă, inclusiv săli de grupă de grădinițe, vor fi dotate cu echipamente IT&C, iar 264 dintre aceste săli vor beneficia în plus și de mobilier și material didactic nou. Pe lista proiectului se numără, printre altele, și dotarea cu echipamente a 5 laboratoare de informatică, 5 laboratoare multidisciplinare, 2 laboratoare de fizică, 8 cabinete medicale școlare, 8 cabinete de asistență psihopedagogică, 9 săli de sport și 7 laboratoare de practică. Legal, o primărie este obligată să se ocupe doar de administrarea clădirilor școlilor, dotările de ordin didactic fiind în sarcina Ministerului Educației. Noi nu ne rezumăm la proiecte de reabilitare a clădirilor unităților de învățământ, ci ne dorim ca școlile să aibă și dotările de care e nevoie în fiecare sală de clasă. Am identificat această posibilitate de finanțare oferită prin PNRR, apoi, prin luna martie a acestui an, i-am chemat la discuții pe toți directorii de școli și grădinițe din oraș, spunându-le să pună pe hârtie tot ce au nevoie în materie de dotări digitale, mobilier și materiale didactice. O să dotăm inclusiv Clubul Sportiv Școlar din Hunedoara. În perioada următoare începem implementarea efectivă a proiectului. Sunt proceduri de achiziții care trebuie făcute. Primele loturi de dotări IT&C sper să ajungă în grădinițe, școli și licee în al doilea trimestru al anului viitor, spune primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.